marți și vreau să încep un nou vlog săptămânal și după cum vedeți ne aflăm în bucătărie, așa că evident cred că v-ați dat seama ce urmează să se întâmple, vom găti, dar înainte de asta voiam să vă și arăt shortul ăsta pe care mi l-a făcut Sabine de Crăciun, dacă ați urmărit vlogul ăla în care, cred că ultimul vlog în care am arătat și cadourile la final, probabil deja l-ați văzut. Scrie Alexandra, regina bucătăriei, și el și-a făcut pe negru și și-a pus ceva chef, barbecue, nu știu ce. Așa că vreau să-l folosesc astăzi, pentru că de când l-am cumpărat nu l-am folosit deloc. Așa că asta vreau să fac acum, probabil că aici l-am legat eu aiurea mai mult ca sigur. Dar vreau să îl pun. Apropo, tricoul de ce-l aveam pe mine cu Disney, să știți că este de la Pepco, l-am luat acum vreo lună și ceva. Deci, da, ne pregătim să facem de mâncare, doar să-mi leg și shorts-ul aici ca lumea să nu tot pice de pe mine. Cred că un pic e mare, pentru că vine destul de lung, dar e ok, cam așa arată. Are aici jos un loc în care să poți să bagi chestii, să-ți bagi mâinile, habar n-am. Dar oricum cam atât o să vedeți voi astăzi din ceea ce se întâmplă. M-am așezat cumva aici în picioare, deși vedeți că e destul de aiurea, nu prea pot să filmez, să mă și vedeți, să și vedeți ce fac de mâncare de aproape, așa că o să fie un pic ciudat. De-aia am început cumva vlogul să mă vedeți și la față, pentru că de obicei în vlogurile în care, în vlogurile săptămânale, de fapt, în care de obicei fac mâncare sau fac chestii din astea pe acasă, ori nu mi se vede fața, ori de obicei filmez în oglindă sau filmez doar așa foarte de aproape ceea ce fac de mâncare. Așa că am zis că să mă vedeți și la față, în cazul în care după aceea nu să mă mai vedeți astăzi. Așa că haideți să trecem la treabă. Aș vrea să fac un fel de somon la cuptor cu niște cartofi aurii și ceva sos de cașcaval sau brânză sau ceva de genul. Am aici în spate un somon pe care l-am pus la dezghețat, l-am luat de la Lidl. Iar rețeta pe care o să o fac va fi de la Jamila, asta o să vă și arăt imediat. Somon la cuptor cu roșii sherry, asta este rețeta. Practic, ceea ce îmi place mie de aici, că de-aia iau rețeta de aici, îmi place sosul ăla care vine pus pe somon. Face un fel de marinadă sau, mă rog, un fel de sos pe care îl unge pe somon și ăla îi dă un gust excepțional. Și pune aici, zice, 200 de grame de roșii sherry, 4 linguri ulei de măsline, 2 linguri de muștar, 1 kg filet de somon. Bine, noi nu avem atâta, probabil avem vreo, ce știu, 300 de grame, probabil. Rozmarin, cimbru, zeamă de la lămâie, coajă de la lămâie și puțină sare. Deci cam asta ar trebui să conțină amestecul ăsta. Evident, o să pun exact cât zice aici, pentru că eu nu am un kilogram de somon. Nu știu dacă l-au zis pe Bubu, dar mi-au în continuu. Crede că își imaginează probabil că e ora 5, pentru că la ora 5 îi dau de mâncare. După cum ziceam, nu prea o să puteți să mă vedeți și la față și să vedeți ce fac. Așa că clar va trebui să las camera în jos ca să vedeți ce fac eu aici. În primul rând scot somonul de aici din punga asta. Ok. E destul de mare bucata oricum. O voi lua o hârtie din asta de bucătărie și o să-l șterg un pic. Bun, iar acum o să las somonul deoparte și o să mă apuc de sosul ăla despre care vorbeam. Și voi lua un bol. Mi-au și telefonul să văd exact cam ce zice aici, ca să pot să fac un fel de combinație. 4 linguri ulei de măsline, 2 linguri muștar. Deci probabil că muștarul o să pun cam 2 linguri, pentru că mie mi-l place, adică mi-a plăcut data trecută când am pus. Am luat muștar din ăsta la minut, am altul, chiar acum l-am cumpărat săptămâna trecută. Voi lua așa o lingură, jumate, aproape 2. Lingurițe am luat. Aici zice 2 linguri muștar, deci atunci clar pot să mai pun încă o linguriță. Apoi zice 4 linguri ulei de măsline. Voi pune, cred că, doar o lingură sau o lingură și puțin. Pentru că n-aș vrea să fie foarte uns. Cred că ajunge. Am pus cam o lingură și foarte, foarte puțin. Acum, haideți că vom adăuga cimbru și rozmarin. Să vedem, cimbru mai am chiar un pic, dar ajunge oricum. O să pun cam așa, cam o linguriță. Îmi place cimbru foarte mult. Rozmarinul nu prea îmi place, nu știu de ce, parcă mi-e greață dacă mănânc așa mult. Dar pentru cât folosesc eu aici acum, ce să pun cam așa. Nici prea mult, nici prea puțin. Bun.
amestec. Tăia un colț, nu vreau să pun exagerat de multă lămâie, pentru că oricum o să pun în momentul în care mănânc. Tai așa o bucată. Cam atât și o voi stoarce pur și simplu aici. Coajă de lămâie nu pun pentru că nu am lămâi din astea bio și astea sunt cam jalnice de pus coajă de lămâie, pline de tot felul, stropite cu tot felul de chestii, așa că nu mersi. Și mai am de adăugat sare, voi adăuga după ochi, oricum până la urmă dacă nu-i sărat ne poți să pui la final. Cam așa ceva trebuie să arate compoziția. Evident, puteți să puneți mai mult sau mai puțin din ce ingrediente vă plac vouă. Voi pune odată somonul aici. Perfect. De ce nu l-am pus direct aici, dar mă rog. Și acum ce voi face este să pun pur și simplu sosul ăsta deasupra pe somon. Și Jamila zicea să mai adăugăm și niște roșii sherry, așa că asta o să și fac, adică bine, n-am chiar roșii sherry, voi adăuga roșii normale. Și va trebui să îl băgăm la 190 de grade, cred că îi dau sus-jos doar la 190 de grade, în jur de vreo 25 de minute, hai că pun 30 odată și vedem apoi. Așa arată somonul înainte să-l bag la cuptor. Și de asta am folosit vasul ăsta de Iena, pentru că pot să îi pun capac, eventual în cazul în care tot sare sau ceva de genul. Oricum, la final o să vreau să îl las cumva să se prăjească deasupra, o să-i pun funcția aceea grill, ca să-l prindă să se rumenească fain deasupra, așa că momentan o să-i pun capacul până când se gătește. Oricum, somonul de obicei se face foarte repede și în tigaie, în jur de 10 minute este gata, deci clar nu va dura mult. Între timp s-a încălzit și cuptorul, haideți că o să bag și somonul. Iar acum, până se face somonul, aș vrea să fac sosul ăla de cașcaval, însă nu sunt sigură că e ce trebuie. Pentru că mai de mult luam de la magazinul unguresc treaba asta, de la Knorr, care practic, nu știu cum se pronunță, shaitosh, cred că. Mă rog, și tot așa trebuia să adaugi margarină sau unt și puțin lapte ca să faci. Însă mai era o variantă care e pentru pene sau ceva de genul, scrie pe ea cirche pene, însă pe asta văd că nu scrie, tot arată că e pentru paste. Oricum, mă rog, sosurile astea cred că sunt pentru paste. Dacă ăsta e ceea ce cred eu, ar trebui să fie foarte bun și știu că le-am mai încercat cu cartofi la cuptor, dar am făcut așa un fel de ceapă cu un pic de usturoi și le-am prăjit, după care am adăugat peste cartofi și am băgat la cuptor și cu sosul ăsta vă zic demențial. Dar haideți că o să încerc să-l fac, să vedem dacă e ce trebuie. Zice că mi-ar trebui cred că 250 de ml de lapte, dacă țin eu bine minte, și puțin unt în care se prăjește la început toată treaba, după care se adaugă laptele și se amestecă până se îngroașă. Așa că haideți că mă duc să aduc laptele și untul. Pun așa un colț de unt. Pornesc și plita. Iar în momentul în care se topește untul, se adaugă pur și simplu conținutul plicului, după care se adaugă laptele. Nu știu cât vedeți acolo, dar cam așa arată. E un fel de sos de cașcaval cu ceva iarbă în el, habar n-am, dar dacă e ăla care cred eu e bestial, cel puțin nouă ne-a plăcut foarte mult. Adăuga compoziția plicului. Iar acum o să dau foarte puțin lapte, cât să amestec toată compoziția asta și să sparg cocoloașele. Acum voi adăuga treptat restul de lapte rămas și voi da mai tare focul, pentru că el va trebui să fiarbă, iar după ce fierbe o să vedeți că deja se îngroașă și se poate lua de pe foc destul de repede. Deja fierbe sosul de vreo 3-4 minute, așa că îl voi opri. Am revenit și mă apuc să curăț cartofii ăștia, după care îi tai și îi voi pune la fiert. După ce pun și cartofii în cuptor, o să vreau să vă arăt niște chestii pe care le-am luat din Pepco și din Jumbo. Am fost duminică, parcă, da, până în Jumbo și până în Pepco cu mami, așa că
Evident că am stricat bani, deși spre surprinderea mea strica ea mai mult ca mine. Și-a luat o grămadă de prostii din astea de Paști, pentru că deja dacă nu știți, au apărut la Jumbo toate decorațiunile de Paște, așa că dacă vreți să aruncați vreo privire sau să vă cumpărați ceva, mai bine, din punctul meu de vedere, mai bine mergeți acum pentru că e liber. Efectiv, am dus duminică și era aproape gol, ceea ce nu prea se întâmplă, mai ales că e duminică. Poate zilele astea o să și trec pe la mami și atunci, dacă mai are acolo lucrurile și nu le-a despachetat, o să vi le filmez să le și vedeți. Chiar și la niște chestii destul de faine, ceva iepuraș, ceva, nu știu ce, ceva căni. Chiar și-a luat chestii faine. Eu mi-am luat numai ceva prostii din astea pentru casă, dar oricum o să vi le arăt. Și de la Pepco mi-am cumpărat o bustieră foarte faină de sport. Foarte faină. Și am văzut că au început ei să colaboreze cu ceva brand, Bunny, nu știu, Cardio Bunny, parcă sau ceva de genul, o să vorbesc prostii, dar parcă așa suna. Și au scos o grămadă de training-uri, pantaloni, din astea, bluze de training, tot felul de chestii și chiar mi s-au părut foarte faine, doar că în momentul în care am văzut eu pe net era, cred că, destul de târziu, pentru că în magazin deja nu mai prea erau multe chestii. Singura chestie cu ele e că am observat că sunt destul de strânte, deci dacă, de exemplu, voi purtați M, clar trebuie să mergeți pe un L, pentru că nu corespund mărimile. Deci, da, oricum vă arăt imediat. Haideți că spăl cartofii, nu știu dacă să mai curăț mai mult, că sunt destul de mari, dar hai că vedem imediat. O să-i și tai. Am dat jos, apropo, capacul de la somon, pentru că am observat că nu prea se făcea. Așa că sper că acum se va face. Oricum, eu cred că mai mult de 25 de minute sau 20 de minute trebuie să steie. Dar vedem noi imediat. I-am pus la fiert și acum voi adăuga cam o linguriță sau două, de fapt, de sare. Oricum îi voi condimenta eu în momentul în care îi bag la cuptor, dar oricum până atunci e ok să fie condimentați cât de cât și din apa în care au fiert. După cum ziceam, voi lăsa acum cartofii vreo 10-15 minute să fiarbă. Până atunci probabil se face și somonul, o să pot să vi-l arăt în momentul în care îl scot din cuptor, așa că ne revedem în momentul în care sunt fierți cartofii. Până la urmă am pus aici niște ceapă și puțin unt să se topească și mi-am făcut singură poftă cu cartofii aia cu un pic de ceapă, așa că asta se întâmplă acum. Voi prăji foarte puțin ceapa și o voi adăuga peste cartofi în momentul în care îi voi băga la cuptor în tavă. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. După cum vedeți, am și fiert cartofii, am pus aici în bolul ăsta, în tava asta de iena. Vedeți că sunt fierbinți. Acum o să adaug ceapa aia pe care am prăjit-o, foarte puțin ulei, poate ulei de măsline, sare, piper, boia și puțin cimbru. Iar după aceea voi încerca foarte, foarte încet să-i amestec, pentru că ei fiind semi-fierți se pot forma foarte ușor. Așa că foarte încet voi încerca să-i amestec, după care voi băga la cuptor încă vreo, cel puțin vreo 25 de minute, cam așa, să se prăjească foarte bine deasupra, să devină aurii. Iar acum îi voi introduce în cuptor. Am pus cuptorul la 190 de grade, mi se pare, și voi lăsa, după cum ziceam, în jur de vreo jumătate de oră sau în momentul în care îi văd eu deja că sunt aurii deasupra. Până se fac și cartofii, am zis că să vin să vă arăt lucrurile despre care vorbeam. Le am aici pe lângă mine, văd că câteva intră și în cadru. În primul rând vreau să vă arăt bustiera asta pe care am cumpărat-o de la Pepco. Așa arată, foarte faină, și brandul este Cardio Bunny. După cum ziceam, văd că n-am zis prostii. Doar singura problemă, după cum v-am spus și atunci la bucătărie, trebuie să-ți cumpere o mărime mai mare decât cea pe care o porți. Mi-am cumpărat M, n-am probat-o acolo, evident. Am adus-o acasă, eram 100% convinsă că mi-e bună și în momentul în care am probat-o, efectiv mă strângea aici la piept de numai.
Așa că neapărat a trebuit să mă duc să o schimb. Am avut un pic probleme acolo pentru că doamnele nu prea erau de acord să schimbe pentru că este ca un sutien, dar i-am spus că efectiv nu am umblat cu ea, efectiv doar am luat-o pe mine, am văzut că mi-e strâmtă și am dat-o jos, deci nu am purtat-o, n-am transpirat-o, n-am spălat-o, era și eticheta pe ea și până la urmă mi-a schimbat-o și totul a fost în regulă, doar că după ce mi-a schimbat-o mi-a și spus că au avut probleme cu produsele acestea de la Cardio Bunny pentru că toată lumea s-a plâns în ideea în care nu corespund mărimile, că asta a fost problema din ce am înțeles, foarte multă lume s-a plâns că au fost strâmte și că a trebuit să-și cumpere mărime mai mare, dar în fine, asta este și mi-am mai cumpărat încă o pereche de papuși din ăștia, poate că i-ați mai văzut, mai am acasă, am și în picioare o pereche pe gri, mai am una pe roz acasă, au fost 15 lei. Și vă zic sincer că sunt bestia. Eu am o problemă cu papucii de cameră pentru că nu suport să port papuși din aia închiși în față pentru că am impresia că nu-mi respiră piciorul și automat după o perioadă clar încep să miroasă destul de urât din cauza asta. Și de asta mi-am cumpărat așa pentru că vedeți că ăștia sunt cu aerisire și mi se pare că nu-ți transpiră piciorul la fel de tare și parcă și poți umbla mult mai ok cu ei. Așa că i-am cumpărat. Pe bustier, apropo, am dat 30 de lei în cazul în care vă interesează. Iar din Jumbo mi-am cumpărat, practic de asta m-am dus în Jumbo pentru chestia asta. M-a rugat să vin să-i cumpăr un suport din ăsta de ou pentru că vrea să înceapă să mai mănânce ouă din alea moi și atunci pe alea trebuie să le pui pe ceva suport de genul ca să poți să le mănânci. Și așa arată suportul ăsta, pur și simplu, bine, ăsta cred că e din secțiunea de paște, pentru că vedeți că e așa colorat, dar oricum e ok, a zis că e ok și îi place. Apoi, un alt lucru după care m-am dus la Jumbo au fost solnițele, pentru că am avut înainte din alea din metal, adică erau cu sticlă și capacul era din metal, și efectiv au ruginit oribil, să nu mai zic că nici nu mai ieșea sarea afară din ele, așa că am zis clar că trebuie să le schimb și acum de Crăciun ați văzut dacă mă urmăriți că mi-am cumpărat ca și astea așa din ceramică, dar cu Moș Crăciun și au tot așa pe partea de dedesubt o chestie de plastic pe care o scoți afară și poți să umpli cu sare, piper sau ce vrei tu și m-am dus să cumpăr ceva de gen asemănător, mă rog, să fie din ceramică ca să nu se mai ruginească și așa mai departe, însă n-am găsit decât chestiile astea și după aia mi-am dat seama că le-am mai văzut pe AliExpress și dacă îi să le pui așa, se îmbrățișează. Deci asta mi-a plăcut foarte mult la ele și din nou, pentru sare, piper, asta e pentru sare, asta e pentru piper, că n-are numai doi ochi, asta are și gură. Deci foarte faine oricum. Apoi un alt lucru pe care l-am cumpărat de la Jumbo a fost gelul ăsta de duș de la Johnson, Vita Rich cu rodie, da? Deci foarte, foarte fain miroase, deci efectiv mor. Deci, nu știu, prima dată am crezut că e ceva spumă din asta de baie, dar e gel de duș și vă zic, miroase foarte fain și cred că am dat 10 lei pe el și are 750 de mililitri. Super, m-am spălat cu el și așa fain miros are de rodie, deci bestial. Cred că miroase încă mai fain decât cele de la Avon, dar de 10 ori mai intense, deci pur și simplu foarte fain și pentru cred că dacă am dat numai 10 lei, deci chiar lux. Așa ți-mi minte că 10 lei am dat oricum. Și apoi, ultima chestie pe care am luat-o de la Jumbo, mi-am cumpărat un puzzle pentru că de o perioadă de timp sunt obsedată de puzzle-uri. De fapt, întotdeauna mi-a plăcut să fac puzzle-uri, dar în ultimul timp, mai ales de când e pandemia, parcă tot am mai cumpărat așa și mai ales că le-am găsit pe astea la Jumbo și dacă vă căutați, mă rog, dacă aveți copii, pentru că probabil persoane care au copii o să-și cumpere puzzle-uri în afară de mine. Astea, de exemplu, sunt cu 500 de piese și, sincer, oriunde m-am dus să caut, erau 25 de lei, 30, 40 de lei, ceva de genul și astea de la firma asta, 3FL, mă rog, sunt destul de bune. Chiar foarte ok și la Jumbo 15 lei. Deci dacă cumva căutați genul ăsta cu 500 de piese, să știți că le găsiți la Jumbo cu 15 lei. Preț, cred că e cel mai ieftin de unde am găsit până acum. Și chiar sunt foarte faine. O să vă arăt imediat că acolo în spate e colecția mea de puzzle-uri plus jocuri și alte prostii de astea de societate. Dar oricum, mi le plac foarte mult și sunt și cu, ce știu, 250 de piese, probabil 100 de piese, nu știu, sunt și pentru copii o grămadă și chiar am văzut că au prețuri foarte bune. Deci dacă vă căutați puzzle-uri sau sunteți pasionați la fel ca mine, să știți că le găsiți acolo la preț foarte bun, nu se compară în Carrefour, în Auchan sau oriunde m-am dus, erau efectiv aceleași puzzle pentru că le-am găsit, sunt exact la aceleași modele de puzzle cu aceleași imagini. Era undeva la 30-40 de lei, deci doar ca idee.
Bun, cam atât am cumpărat de la Pepco și de la Jumbo. V-am zis că dacă cumva voi trece pe la mami zilele astea, o să vă arăt și ce și-a luat ea de Paște, pentru că evident în momentul în care m-am dus cu ea, nici nu mi-a trecut prin cap că au băgat decorațiunile de Paște. Oricum mi se pare că sunt cam aceleași decorațiuni ca și anul trecut, așa că nu știu sigur dacă voi trece pe acolo să vi le filmez, dar dacă vă interesează, eu pot să mă duc într-o zi, poate când o să am drum încolo și voi filma. Evident, duminică nu mi-am dus camera cu mine pentru că n-am știut că au băgat decorațiunile de Paște și nici nu m-am pregătit gen să-mi cumpăr ceva. M-am dus efectiv doar pentru chestiile astea pe care vi le-am și arătat și pe care le-am luat. Deci, cam atât deocamdată. Mă duc să văd ce fac cartofii pentru că am lăsat acolo. Încă cu șorțul pe mine, l-am uitat pe mine. Mă duc să termin și mâncarea. Imediat trebuie să vină și Sabin, că e 5 fără ceva. Hrănesc și pisicile, apoi o să ne punem să mâncăm după ce se răcesc puțin cartofii. Așa că haideți că ne revedem în câteva minute, probabil, după ce scot și cartofii din cuptor. Hai să vă arăt doi sparți care la ora 5 fac crize. Uitați-vă la ei. Hai, Leu! Hai! Hai să păpăm! Nu căutam gunoi, tu! Oh, am lăsat aici somonul, adică cutia aia de la somon și acum e în disperare. Hai să vă dea mami de păpicu. Haide! Cu ce vrei să-ți dea mami de păpicu? Hai, Leu! Leu, ești bețiv? Uitați-l pe Leu, pe sticla de morete. Hai tu, Leuțchi! Acum! Gata? Am venit până la mami, vedeți că am schimbat decorul aici, era fosta mea cameră. Și după cum ziceam, am venit să vă arăt decorațiunile astea pe care le-a luat ea de la Jumbo. Și voi începe cu cana asta, care e ca un fel de cornet cu un fel de înghețat aici, sus, foarte faină. Așa arată, chiar e foarte drăguță. Și a luat două din astea să le pun acolo la bucătărie și tot căuta așa să steie mânerele unul în stânga, unul în dreapta. Că îs la fel pe ambele părți, dar alte căni, dacă au ceva scris sau ceva, au doar pe o parte și dacă le întorci invers, n-au niciun model. Apoi, în materie de decorațiuni de Paști, și-a luat două iepuri din astea foarte drăguți. Deci, din asta neapărat o să-mi cumpăr și eu, e chiar foarte fain. Stați să îl focalizez așa să-l vedeți. Chiar e foarte, foarte drăguț, are așa o ureche bleagă una în sus. Poți să-i și desfaci capul să bagi aici chestii, dar oricum noi le folosim doar în scop decorativ, sub nicio formă nu prea băgăm chestii. Și-a luat și din ăsta încă unul, deci are doi, aici e și al doilea. Apoi, în materie de căni, și-a luat trei, ați văzut prima cană a fost asta. A doua, cu motiv din ăsta de paș, a luat așa cu un fel de pui care iese din ceva ou. Chiar e drăguță și asta, dar vedeți că pe partea asta n-are nimica, deci e un pic aiurea, era fain să aibă pe ambele părți același model, dar mă rog, oricum e foarte faină, e destul de mare, chiar e foarte mare, țin într-o palmă și mai mult. În cazul în care vreți să vă luați din astea decorative, chiar sunt drăguțe și am mai luat încă una, după cum ziceam. Apoi, în materie de plante fake, mă rog, și-a luat un fel de plantă din asta, două și-a luat, că e tot timpul când cumpără chestia, tot timpul două. Asta mi-o place și mie foarte mult. Chiar e faină, poți să pui așa într-un ghiveci din ăsta decorativ și arată foarte, foarte fain. Zici că e un fel de, nu știu, ceva flori din astea de primăvară, nu mai știu cum se numește, dar arată foarte bine, chiar arată real. Deci, sincer, dacă le țin așa, nici măcar dacă nu pui mâna pe ele, chiar nu-ți dai seama că nu sunt reale. Ultima chestie pe care a luat-o, și-a luat două căni din astea cu model. Astea sunt. Nu știu ce face cu ele, cred că și-a pus acolo la bucătărie, dar și astea vedeți că-s doar pe o parte, astea sincer nu pot zic că îmi plac mie foarte mult, mai mult îmi plac cele cu pui și cele cu înghețată,
Dar, mă rog, dacă i-a plăcut și le-a luat. Dar, oricum, n-am mai văzut genul ăsta de cană la Jumbo. Dacă vă place, știți unde găsiți căni. Da, deci cam atât. Nu mai știu dacă și-am mai luat alte chestii. Pe astea le-am găsit eu aici, oricum că și le-a pus toate într-un loc. Așa că, cam atât. O să ne auzim probabil mai târziu și probabil de acasă. Neața, astăzi este duminică, ora 9:40, în fine, și m-am gândit să fac niște clătite pentru că astăzi ne-a chemat mami la ea să mâncăm la amiază și atunci am zis că să duc și eu ceva și am niște brânză în frigider, așa că aș vrea să fac niște clătite cu brânză, mă rog, și cu Nutella, cu alte chestii, dar aș vrea să folosesc și brânza. Și mi-am salvat și aici o rețetă, este de la Laura Laurențiu. Rețetă pentru clătite, astea sunt ingredientele, mi-am pus și eu aici 300 de grame de făină, 2 plicuri de zahăr vanilat, 300 de ml de lapte, aici am pus 50 de grame de unt pe care l-am topit și sunt foarte curioasă cum va fi pentru că niciodată n-am făcut clătite cu unt, esență de rom, 3 ouă, aici am apă minerală vreo 250 de ml, sare, mai am nevoie de zahăr vreo 3 linguri și cred că cam atât, cam astea erau ingredientele. Voi adăuga și puțină sare. Ok, iar acum o să iau un mixer și o să bat astea. Hai că îmi iau și șorțul pe mine, dacă tot m-am lăudat cu el. Acum voi adăuga zahărul vanilat pe care l-am aici și voi adăuga și cele 2-3 linguri de zahăr. Adăuga și esența de rom. Acum ar trebui să adaug treptat făina și laptele în așa fel încât să se omogenizeze totul bine. Haideți că bat prima dată ouăle cu zahărul să devină un pic mai cremoase. Am adăugat un pic de lapte, mai adaug o lingură de făină. Hai să vă arăt ce am făcut momentan. Am amestecat toată făina și tot laptele, cam așa este compoziția momentan. Am bătut-o cu telul ăsta vertical. Iar acum, cred că zicea că trebuie să adaug untul și apa minerală treptat. Am adăugat și apa, dar după cum vedeți n-am adăugat chiar toată. Pentru că... Da, gata, am și curățat. Ați văzut că mi-a picat telul de la mixer pentru că l-am lăsat acolo în bol. A picat efectiv jos, mi-a stropit aici mobila. În fine, am curățat. Trecem mai departe. Mi-am adus aici aluatul pentru că vreau să vi-l arăt. Stai să iau și un polonic din ăsta și să vedeți cum e textura. Mie cam așa ceva îmi place să fie. Nu fie nici foarte subțire, dar nici exagerat de gros. Acum, evident, voi puneți în funcție de preferințe apă. Eu am pus doar atât. O să văd după ce mai stă puțin dacă se îngroașă. Dacă văd că se îngroașă prea tare, o să mai adaug. Dar, în principiu, cam așa vreau să fie clătitele mele. Oi, nici nu le-am gustat, dar așa mi-e o poftă pe ele. Mi-e să le gust. Mie îmi place să gust oricum orice a luat din ăsta gol, probabil dacă m-ați mai urmărit în alte videoclipuri, în vloguri mai degrabă, ați văzut că îmi place să mănânc și aluatul de la prăjitură și de la clătite, de la orice. Așa că le las puțin să stea, adică las aluatul când încă nu-s gata clătitele. După care ne apucăm să le și frigem și ne auzim eventual cam în vreo 10 minute până mă apuc eu un pic să strâng aici pe masă că e dezastru și aici un pic să strâng din chiuvetă, după care ne auzim. Aici este și aluatul de clătite. Am mai adăugat foarte puțin apă pentru că s-a îngroșat. Cam așa este, după cum ziceam, așa că ne apucăm să le frigem. Aici mi-am pregătit și o tigaie. Nu am tigaie din aia specială de clătite. Urmează și asta, dar mă rog, mai în viitor. Iar aici mi-am pus o pensulă și un pic de ulei cu care voi unge tigaia.
Iar aici mi-am pregătit o altă farfurie în care să pun clătitele, iar după ce le adaug să pun capacul ăsta ca să le mențină calde. Așa că haideți că mă apuc să frig una, să vedem care-i treaba, dacă ies, nu ies, sper să iasă, să fie totul în regulă. Am terminat și clătitele, aici sunt toate, nu știu câte mi-au ieșit, cred că au ieșit în jur de vreo 15-16 clătite. Și aici deja mi-am pus să pregătesc compoziția clătitelor, cele cu brânză, la alea mă refer. Am pus aici 300 de grame de brânză, am pus parcă 75 de grame de smântână, 60 de grame de zahăr pudră, un zahăr vanilat și puțină coajă de la lămâie și acum voi amesteca tot, așa, mai adăugat parcă o linguriță de miere. Am găsit așa o rețetă, majoritatea erau cu gălbenuș de ou, dar am zis că vreau să fac cu smântână, să nu fie ouă la crud acolo. Așa că le voi amesteca, după care o să și umplu clătitele și o să vă arăt finalul. Am terminat și cu clătitele, am filmat una aici de aproape ca să vedeți cum arată. Le-am umplut pe astea cu brânză. Dar doar pe asta am umplut-o ca să gust, să văd cum este și de-abia aștept să gust. Pe celelalte le vom mânca mai târziu, așa că eu vă las, vlogul ăsta se încheie aici și ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!